chiar dacă vremea astăzi în București nu este cea mai prietenoasă, videoclipul de astăzi vine cu o veste bună. N-aș fi crezut niciodată că o să spun asta, însă trebuie să o fac. Într-un final, după ce am pus toate ideile cap la cap și mi-a ieșit totul aproape cum voiam, pot să spun cu mândrie că astăzi deschidem un nou canal de YouTube. Un nou canal de YouTube ce are legătură cu motociclismul, asta e foarte important. Și hai să vă spun pe scurt câteva cuvinte despre ce se va întâmpla acolo. În primul rând, nu va fi un canal de vlogging, va fi un canal pe care vor fi postate review-urile, pentru că așa se numește și canalul, Motorbike Reviews. Am căutat ceva scurt, concis și direct la obiect, așa că n-am avut o inspirație mai bună și am mers pe Motorbike Reviews, pentru că până la urmă despre asta va fi acolo vorba. Despre review-uri la echipamentele moto și poate totodată și la motociclete, dar încă nu sunt hotărât dacă să rămân cu review-urile motocicletelor pe acest canal sau să le mut pe acel canal. Cum am spus, acolo vor fi postate review-urile echipamentelor pe care le-am avut până acum și nu numai. Am primit o grămadă de întrebări cu echipamentele moto pe care le recomand. Dacă o piesă de echipament merită cumpărată sau dacă știu vreo informație despre ea. Văzând că întrebările se repete și că produsele sunt destul de similare, am zis că cel mai bine fac acest canal de YouTube și acolo voi fi cât de sincer pot eu. Asta vreau să notez de la început. Voi fi obiectiv și vreau să fiu corect cu ceea ce testez. Dacă ceva mi se pare suspect și consider că nu merită cumpărat, atunci vă voi înștiința și pe voi și veți afla asta imediat. În schimb, dacă găsim accesorii și protecții bune care să ne placă, de la care să avem feedback pozitiv, pe care să le și putem testa, atunci fiți sigur că veți afla și asta. La început, evident, voi avea review-uri la ceea ce am purtat deja, adică la echipamentul pe care l-am avut până acum. Și sunt destul de multe piese interesante ce consider că merită vizionate. Ce urmează mai departe, încă nu știm. Rămâne de văzut de unde putem face rost de mai multe accesorii și de mai multe produse pe care să le putem testa. Canalul îl găsiți foarte ușor căutând pe YouTube sau pe orice platformă de socializare Motorbike Reviews. Am creat un canal de YouTube, o pagină de Facebook și o pagină de Instagram. Poate? Salut! Pe YouTube vor fi postate, evident, videoclipuri, iar pe Instagram și pe Facebook vor urma spoilere, poze, close-up-uri și b-roll-uri cu produsele respective. Așa că dacă nu ați făcut-o deja, vă invit să accesați link-urile din descriere și din primul comentariu. Cum am zis, cel mai bine vă las pe voi să vă convingeți. Avem deja două videoclipuri postate la care am muncit ceva timp și sincer mi-e... Așa cum am zis, avem deja două videoclipuri postate și sincer sunt destul de mulțumit de ele. Știu că e loc de îmbunătățit și știu că voi face asta pe parcurs. Pe lângă asta, la finalul fiecărui videoclip, produsele vor primi note și vor fi plasate într-un clasament. Clasament care, repet, vreau să fie foarte obiectiv, vreau să fie corect și vreau să fiu sincer în tot ceea ce spun acolo. Știu că sinceritatea este unul din caracteristicile care m-au adus la acest nivel și vreau să continui așa. Mereu am fost sincer, chiar dacă adevărul nu a fost neapărat cel mai drăguț. Dar vreau să fiu transparent și vreau să știți că vă puteți baza pe mine. Așa cum am spus din primul videoclip postat acolo, nu este un canal ce are ca țintă doar motocicliști începători. Toți motocicliștii sunt bineveniți acolo, inclusiv cei experimentați și cei care au kilometri mulți la bord. Fiecare părere, fiecare feedback, fiecare sugestie contează mult pentru mine și vă încurajez să faceți asta. Chiar vă încurajez să mergeți, să vizualizați ce am postat deja și să veniți cu o părere sinceră în comentarii. Pentru mine contează foarte mult ca vouă să vă placă videoclipurile și tocmai de aceea vreau să aud și părerea voastră. Ce considerați că e ok, ce considerați că merită îmbunătățit și la ce ar trebui să renunțăm. Fiecare comentariu pentru mine poate fi un element constructiv, iar asta contează foarte mult pentru că rezultatul se va vedea în timp. Sunt foarte multe persoane pe YouTube ce comentează doar de dragul de a o face, dar nu realizează din păcate că dacă ar schimba puțin abordarea, ceea ce vor ei să transmită poate fi pus în așa fel încât să fie un comentariu constructiv, iar cel ce creează conținutul să aibă de învățat și să poată îmbunătăți calitatea. Până la urmă despre asta e vorba. Voi aveți content mai bun, mai de calitate, iar noi, ca și creatori de conținut, știm ce trebuie să îmbunătățim și știm ce ar trebui să schimbăm. Așa că nu vă sfiți. Cum am spus, linkurile le găsiți în primul comentariu și în descriere și vă îndemn cu căldură să mergeți să vizualizați ce am postat deja și de ce nu, dacă vă place, să lăsați un like și poate să apăsați și pe butonul de subscribe. Până una alta, am uitat să menționez faptul că pe acest canal nu se va schimba nimic. Voi posta în continuare, ca de obicei, în fiecare sâmbătă câte un videoclip. Totuși, în funcție de timpul rămas, voi încerca să editez mai mult și să postez poate chiar câte două videoclipuri pe săptămână sau, dacă nu reușesc asta, poate reușim să facem și un live din când în când. La fel se va întâmpla și acolo, însă nu am hotărât încă ziua în care voi posta. Voi încerca pe cât de mult posibil să editez mai mult și să postez poate din când în când câte două videoclipuri.
videoclipuri pe săptămână. Nu pot promite asta, dar tot ceea ce pot să vă promit e faptul că voi încerca asta, că voi face tot ce-mi stă în putință pentru a aduce calitate și nu cantitate. Prefer să postez un videoclip pe săptămână, dar videoclipul acela să merite vizionat, decât să postez 3 videoclipuri doar de dragul de a posta. Acest lucru mi se pare foarte important, pentru că multe persoane pot posta videoclipuri doar de dragul de a o face, însă am văzut că nu toți își doresc să facă asta la un nivel avansat, calitativ și prin care să învețe oamenii. Și vreau ca acest lucru, calitatea, să mă diferențieze puțin de ceilalți. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Respect fiecare motovlogger și fiecare persoană ce se chinuie puțin să tragă un videoclip în premier, să înțeleagă puțin cu ce se mănâncă asta, cum se editează, cât de mult e de fapt de lucru și care realizează după ceva timp că nu e chiar așa ușor precum a părut la început. Dar hai să nu mai lungim așa mult. Ne bucurăm de această plimbare prin București înainte de a veni primăvara cu adevărat. Ne bucurăm de momentele frumoase și ne bucurăm de încă o plimbare cu Blacky. Sunt foarte fericit că am reușit în momentul de față să aduc acest proiect la acest nivel. Nu am muncit singur însă, am avut niște ajutoare minunate și vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor ce s-au implicat în acest proiect și care au fost lângă mine în tot acest timp. Până să realizez că trebuie să-mi fac un logo nou, să fac un cover nou, să fac o pagină de Instagram, să fac highlights-uri, să mă gândesc ce postez pe fiecare pagină, să mă gândesc cum fac încadrarea, ce fel de background vreau să am, cum țin produsele, cum le prezint, ce cadre am, a durat o grămadă de timp, dar am preferat să dureze un pic mai mult și totul să fie exact așa cum îmi doresc. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți cei mai tari, abia aștept să postez noile videoclipuri pe noul canal și abia aștept să văd ce reacție aveți voi, dacă vă place, dacă nu vă place, ce putem îmbunătăți și cum putem să facem ca totul să fie bine. Știu că nu putem mulțumi tot timpul pe toată lumea, însă încerc să fac asta pe cât de mult posibil. Și încă un lucru de care sunt curios și aproape am uitat. Care este piesa voastră de echipament sau accesoriul vostru preferat pe care l-ați văzut până acum pe acest canal și vreți să-l vedeți la review pe celălalt?